Bun găsit tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! Astăzi vorbim despre complexul energetic Oltenia, o companie gigantă a statului român în valoare de miliarde de euro, care produce o cincime din energia electrică pe care România o consumă. Dezvăluim cum o companie de care ține securitatea energetică a țării este căpușată de zeci de ani de interese private, politicieni și foști angajați ai serviciilor secrete. În ianuarie, un accident teribil în care un camion fabricat în anii 80 s-a răsturnat și atunci au murit trei oameni, a scos la iveală felul în care statul român atribuie contracte în valoare de sute de milioane de euro și către cine se duc banii. Camionul aparține unuia dintre cei mai bogați oameni din județ. De aici pornește ancheta noastră. Complexul energetic Oltenia este o companie strategică a statului român. Este al treilea producător de energie electrică din țară după hidroelectrica și nuclear electrica. Deține 10 cariere de cărbune și 4 centrale răspândite pe teritoriul a 3 județe, dar și drepturile pentru rezerve de cărbune suficiente pentru jumătate de secol de acum încolo. Un mamut care ține în spate întregul județ Gorj, unde și-are sediul. Complexul energetic Oltenia și cărbunele asupra căruia are drepturi de exploatare valorează miliarde de euro. Un colos deținut de statul român, fără de care sistemul energetic național nu poate funcționa. Am rămâne fără curent. Un colos care în ultimii 30 de ani a fost efectiv îngenunchiat de interese politice și firme căpușe. Oameni care s-au îmbogățit, au făcut milioane pe spinarea a peste zeci de mii de angajați, mulți dintre ei ținuți în sărăcie și care lucrează în condiții care le afectează zi de zi sănătatea și chiar le pun viețile în pericol. Pe 17 ianuarie, trei angajați și-au pierdut viața și 10 au fost răniți într-un teribil accident. În cariera Jilț Sud, un camion vechi din 1981 s-a răsturnat în Nămol, iar oamenii au fost striviți de utilajele și materialele de mii de tone care n-aveau ce să caute în aceeași mașină cu angajații. Pe mai mulți i-au scos vii și după aceea pe ai morți. Ultima dată cineva ar fi zis că, uite, mai este unul aici, mai văd o mână. Și atunci l-a scos pe fratele meu, el era ultimul, sub toate fierele alea. Nicu Vâlceanu are 34 de ani vechime în Jilț Sud, unde fratele său și-a găsit sfârșitul la doar 38 de ani și a lăsat în urmă o soție și doi copii. Trebuia să fie și el alături de frate în acel camion, dar soarta a făcut ca un coleg să-l roage să facă un schimb. Au spus că au murit înnecați, asfixiați cu vomă. Fratele meu nu, că a avut pieptul rupt. O mână din umăr se mișca, aproape că era detașată de tot. Cu negoiță maestru, colegii când l-au luat îi făcea capul cum face o balama așa, avea gâtul rupt. Este momentul în care o țară întreagă a aflat cum o companie de stat cu un buget de miliarde de lei plătește an de an sume uriașe unor firme private ca să-i ducă angajații în siguranță și în condiții decente în interiorul carierelor. La schimb, de multe ori primește și acceptă astfel de camioane vechi, de multe ori nesigure sau fără acte în regulă. Șoferul știa că nu are frâne pe mașină și le-ar fi spus la șefii lui. Dar se descurca. Mergea cu frână de motor și credea că e bine și așa. De ani de zile, condițiile de transport sunt aceleași și sunt cunoscute la toate nivelurile, de la director până la ministrii energiei care au primit rapoarte. Vă simțiți responsabil în vreun fel? Am avut încredere în oameni, fiindcă raportările care mi se aduceau demonstrau că totul este în regulă. Din păcate, am constatat că sunt multe deficiențe. Daniel Burlan a condus complexul din 2019 până după accident. Nu este responsabil direct de tragedie, însă a fost demis împreună cu alți șefi pentru că Ministerul Energiei spune că aveau responsabilități în asigurarea și verificarea securității muncii. Toți au fost mutați, de fapt, pe alte funcții de conducere în interiorul companiei. Toate demisiile pe care le-ați anunțat și schimbările, acei oameni se regăsesc în continuare în companie în funcții de conducere, pe salarii mari. Nu cred că se regăsesc pe aceleași funcții. Acum, ca să dai un om afară într-o companie, credeți-mă că nu este ușor, te câștigă în instanță. Păi nu și-au dat demisia? Ministru și-a dat demisia din acea funcție, dar nu din companie. Și-au rămas totuși șef pe alte funcții. Nu am exemple de acest fel, puteți să-mi dați dumneavoastră. Burlan este în conducerea PNL Gorj și acum conduce o direcție a complexului. Hai, uitați, mașinile cu care se transportați minerii. Mașini de pompier. Cu aia chiar transportă? Da. Nu cred. Serios, și mașina are 40 de ani. Nicu Bunoaică este lider de sindicat la Motru. Astea sunt mașini de pompieri. Vedeți, legate cu arc. Cât de vechi sunt mașinile astea? Păi sunt foarte vechi, vă dați seama. Și modificate dubele, pentru că ele aveau prelata aceea, știți, pentru militari.
De câți ani sunt mașinile astea în CEO? Păi, le știu eu, cred că sunt de 20 de ani. L-am contactat pe unul dintre patronii firmelor care furnizează mașinile de pompieri. Da, sunt autorizate să transporte 8 blocuri plus oferul nou. Sunt autorizate de registru auto român, astea au fost construite. Sunt fabricații undeva la din 86 până în 95, le-am luat din Germania de la THB. Ele cam cât au costat când le-ați luat? Aproximativ 12-13 mii de euro. Am un raport care spune că mașinile acelea Iveco sunt 5.000 de euro pe piața second. Intrați pe internet să vedeți că și acum au aceleași preț. În 2018 s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru că Dogeric ar fi furnizat niște polițe RCA false către Complexul Energetic Oltenia. S-a terminat, s-a dat clasare în el. Dacă ați conduce o firmă privată, ați accepta să vină cineva să subcontractați transport de angajați și să vină să ia o mașină de pompieri? Cu mașină de pompieri, da. Mașină de pompieri? La Jilt Sud, a doua zi după accident, minerii au fost urcați în acest camion pe care l-am verificat după numărul de înmatriculare și nu avea RCA valabil. În cercetările noastre am găsit și alte camioane care nu aveau RCA încheiat la data accidentului. Firmele le-au făcut după ce au început controlele. Acolo, de exemplu, erau cauciucurile deteriorate, uzate. Erau scaune improvizate, adică niște confecționate artizanal, prinse cu niște șuruburi, da, sudate și... Deși se dau bani pentru transport, de multe ori angajații sunt lăsați să meargă kilometri întregi pe jos în condiții groaznice. Mă dor picioarele și condiții ce? Să ieși cu picioarele înainte, patru scânduri. Cred că mă dor cu mâini de-al. Ne săturăm de la săturare acu de vrăjel de ăștia. N-ar fi trebuit să știți după 3 ani toate aceste deficiențe? Un membru de directorat n-are timp să exploreze toate aceste condiții. N-ați avut timp să vă duceți în carieră? Am fost în carieră. Și n-ați văzut mașinile, drumurile? Am văzut și mașinile, am văzut și drumul. Nu s-a schimbat nimic. De fiecare dată am atras atenția. Mergem pe firul banilor și al contractelor. Cu cei 25 de milioane de euro dați în ultimii 5 ani, complexul ar fi putut să-și cumpere 134 de camioane noi, similare cu acestea cumpărate de Ministerul Apărării în 2017, suficiente cât să-și acopere toate nevoile din cariere. N-am avut resurse suficiente, înțelegeți? Până la urmă a trebuit și noi să ne gospodărim în sursele financiare. Da, de exemplu, ați avut resurse să înlocuiți partul cu auto al conducerii. V-ați luat mașini noi? Cine? Ce? Nu contează cine. A luat prin programul Rabla. Vi se pare în regulă ca semnal ca directorii să-și ia mașini noi în condițiile în care nu-s bani pentru ca angajații să fie transportați cu mașini sigure? Bun. Mai aveți ceva? Camionul răsturnat în ianuarie era dintr-un contract între Complex și firma Uzina Rominex din București. Uzina Rominex a închiriat la rândul ei camionul de la firma Succes din Gorj, care aparține afaceristului Nicolae Sarcină, zis Tati. În 2012, revista Forbes îl desemna cel mai bogat om din județ cu avere de peste 40 de milioane de euro. Prin diverse firme, Sarcină și apropiații săi câștigă de două decenii contracte cu Complexul. Din expertiză a ieșit că camionul a corespuns din toate punctele de vedere tehnic, restul rămâne de expertiza să constate și a constatat că camionul funcționa foarte bine. Dumneavoastră v-ați simți în siguranță să fiți transportat cu acele mașini pe care le închiriați pentru a transporta angajați la CEO? Eu numai cu mașini din această circul pe munte. Care cu camioane din acelea? Decât cu șase, ori șase. Deci numai aceste mașini. Dar dumneavoastră circulați cu camioanele alea? Deci eu circul cu camion din acestea. Sarcină este căsătorit cu președinta tribunalului Gorj. A fost anchetat de DIICOT, dar dosarul s-a clasat și apare foarte rar în public. În arhiva ProTV l-am găsit o singură dată, în 2009, când l-am filmat, când încerca să mituiască un polițist care l-a tras pe dreapta pentru viteză. Asta ce aveți aici? Îmi legitimația mea că mă cheamă Sarcină Nicolae, permisul nu mi-l iei când ai cum să mă iei și o să bea bun cu tine și spui ce am de făcut, da? Să-ți bea bun cu mine? Da. Cum? În ce sens? Păi spui tu ce am de făcut și gata, da? Ascultă-mă, este între patru ochi. Bine, tu pun 2 milioane, la asta am greșit, stai puțin. Domnule, cu 2 milioane mai bine vă plătiți amenda, sincer. Păi nu, dar nu mi-i plânge. Mă, te rog frumos,
2 milioane și îți doresc sănătate toată viața. Domnule, și eu vă doresc sănătate, dar fără 2 milioane. Cum merge? Înțelegeți-vă și dumneavoastră. În 2020 și acest dosar s-a clasat. Uzina Rominex a fost înființată tot de Nicolae Sarcină, dar în acte apare acum Carmen Turtoi, directoarea de resurse umane a grupului Succes. Firma a câștigat în ultimii ani 50 de contracte cu complexul, din care 20 fără licitație, în total peste 200 de milioane de lei. Înainte să fie șeful complexului, Daniel Burlan a lucrat la o firmă deținută de ginerele lui Nicolae Sarcină. În presa locală au apărut informații conform cărora Nicolae Sarcină ar fi nașul lui Daniel Burlan, în timp ce afaceristul neagă. Daniel Burlan evită un răspuns clar. Domnul Sarcină e nașul dumneavoastră. Există vreun conflict de interese? Nu există niciun conflict. În primul rând, nu există așa ceva. Nu e nașul dumneavoastră? N-aș vrea să discutăm problemele. Nu e nașul dumneavoastră? N-aș vrea să discutăm probleme personale, da? Pe durata mandatului său, complexul energetic a atribuit zeci de contracte fără licitație firmelor din anturajul lui Nicolae Sarcină, inclusiv uzinei Rominex, firmă implicată în accident. Nu e adevărat. Păi, nu este adevărat. Să le-am luat de pe sicap. Nu este negociere cu publicare. Fără publicare. Nu se poate așa ceva. Pot să mă uiți eu? Da, vă rog, luați-le, nu e nicio problemă. Le-am scos de pe seapă toate. Nu, ar trebui să le verific și eu aceste proceduri. Fratele lui Nicolae Sarcină deține și el o companie abonată la contracte cu complexul, cu peste 100 de contracte de peste 240 de milioane de lei. Fiica lui Nicolae Sarcină este acționară la Grimex, o companie cu contracte de peste 360 de milioane de lei. Mai este și o a patra firmă deținută de un angajat al lui Nicolae Sarcină împreună cu o parteneră de afacere a acestuia. Cele patru companii au apărut la licitații de-a lungul anilor singure sau în asociere cu alte firme, iar traseul sutelor de milioane și cum s-au împărțit e greu de reconstituit. V-ați făcut un calcul până acum cam cât au câștigat firmele dumneavoastră, ale fratelui, ale fiicei, ale angajaților de la complexul energetic Oltenia? Cât a pierdut firmele dumneavoastră ajutând complexul energetic Oltenia, doar ca să nu lăsăm oamenii pe drumuri? De ce? Fiindcă uzina aceasta a fost... Deci firmele dumneavoastră lucrează în pierdere în contractele cu complexul energetic. Deci dacă permiteți, toate contractele pe care noi le-am avut sunt doar în pierdere. După pauză analizăm contractele de pază, o altă afacere de 10 de milioane de euro, în spatele căreia se află foști angajați din servicii secrete. Doi foști angajați ai Serviciului Român de Informații se luptă pe contractele de pază ale complexului energetic Oltenia. Unul dintre ei acuză că a fost obligat să cedeze jumătate din contractele câștigate unor firme paravan, în spatele cărora s-ar afla fostul șef al SRI Gorj. Dar înainte mergem la noul șef al complexului energetic, numit în funcție după accidentul auto, și la ministrul energiei. Le-am arătat cum angajații lor sunt obligați să lucreze în continuare în condiții care le pun viața în pericol, în ciuda promisiunilor făcute după tragedia din ianuarie. Complexul a mai dat în ultimii 5 ani alte 110 milioane de lei unor firme pentru transportul angajaților din localitățile unde stau până la locul de muncă. Aici avem parcarea minerilor. Sunt aduse din Germania, sunt mașini la mâna a doua, probabil sunt fier vechi. Pe autobuze încă apar înscrisuri în spaniolă sau germană, inclusiv numele stațiilor din orașele unde au funcționat în vest. De multe ori s-a întâmplat să ia foc în mers, s-au dat jos, s-au deschis ușile și l-au lăsat să ardă acolo. Adică la prețul care l-a luat n-a avut valoare, înțelegeți? Dar aici își scoate valoarea, pentru că aici sunt numai grupuri de interes. Sunt foarte mulți lideri de sindicat care sunt implicați prin aceste transporturi în zona Rovinarului. Este un lider de sindicat care are microbuze, dar a luat varianta lui Adrian Năstase. Are o mătușa Tamara, care este patroană, știți? Un bărbat vine să ne pozeze în timpul interviului și ne anunță că suntem pe proprietate privată, deși spațiul nu este îngrădit și nu sunt semne în acest sens. Ale dumneavoastră sunt autobuzele? Este posibil. Este posibil? Da. Cât de vechi sunt autobuzele astea, microbuzele? Nu pot da informațiile astea, mă sunați pe mine când aveți... Păi uite, de ce să vă sun dacă sunteți aici? Nu vi se pare puțin absurd? N-aveți timp? Dar ați avut timp să veniți să ne pozați? Dați-mi un număr de telefon să pot să vă dau. Păi mi-a zis să vă sun. Dânsul e patronul?
Este copilul patronului. Firma aparține unui fost politician din Motru care a trecut pe la mai multe partide. Patronul firmei care închiriază mașinile de pompieri ne-a ridicat altă problemă, managementul carierelor. În mod normal, drumurile ar trebui pietruite astfel încât camioanele să nu alunece sau să rămână blocate în nămol. Ne-a transmis poze din cariera Jilț, ca să înțelegem condițiile în care trebuie să lucreze. Există un program de conformare pentru perioada de iarnă în fiecare an. Există persoane responsabile? Eu înțeleg ce există pe hârtie. Eu ce spun este că în realitate acele lucruri nu există. Și cât de greu v-ar fi fost să pietruiți niște drumuri? Mie nu mi-ar fi fost greu. Și de ce n-ați făcut? Mie nu mi-ar fi fost greu. În ultimii 5 ani, complexul a cumpărat piatră de carieră în valoare de 4,3 milioane de lei, insuficientă pentru cât de mari sunt carierele. De fiecare dată, motivul invocat este lipsa banilor. În aceeași perioadă, pe mașinile șefilor s-au cheltuit 3 milioane de lei. Repet, fiecare activitate este condusă acolo de către persoane responsabile. Sunt dar tot ați vină șef... pe subalterne. Nu dau vina pe subalterne, am spus că sunt responsabil și eu, da. Un lanț de management nefuncțional. După accident, Virgil Popescu a promis că se vor lua măsuri pentru a rezolva măcar problemele de siguranță. După accident, s-au schimbat condițiile de siguranță și pentru angajați? Asta trebuie să vă duceți și să vedeți ce s-a întâmplat. Vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră trebuie să vă duceți, nu noi. Trebuie să vă duceți. Noi am impus niște... M-ați întrebat, am impus niște măsuri, am transmis niște măsuri. Nu ni s-a permis accesul în carierele unde am vrut să filmăm. Am stat la pândă pe marginea carierei Jilz Nord și am observat cum angajații sunt obligați să meargă kilometri întregi pe jos, pe benzile de cărbune, ceea ce e foarte periculos pentru că mașinile nu îi duc până unde au nevoie să ajungă, iar când o fac, îi îngrămădesc din nou în benă sau în cabină cu utilaje și materiale. I-am arătat imaginile ministrului. Eu cred că sunt inconștienți dacă fac imaginile acestea, sunt filmate după acel acces. Sunt filmate marți. Vă spun, cred că sunt inconștienți dacă fac acest lucru. Cei care permit așa ceva. Și cine sunt oamenii aceia? Șefii de carieră, cei care trebuie să răspundă. În februarie, în locul lui Daniel Burlan, a fost numit Dan Plaveti, fost membru PNL. Principala lui misiune a fost să rezolve toate aceste deficiențe. Deocamdată n-a reușit. Ne-a dat un interviu de-abia după ce am ajuns cu imaginile până la ministru. De ce se întâmplă lucrurile astea? Nu sunt normale după ce a avut loc accidentul care a avut loc? Acum eu, unul, văzând filmarea respectivă, am dispus un control la cariera Jilz Nord. Acele lucruri sunt complet anormale. Acum, de ce s-au întâmplat, n-aș putea să vă spun. În momentul de față este corpul de control care analizează aceste... Și după ce ai terminat revizia rupt de muncă, cum zici, refuz să mă urc în mașina aia, neavând mașina alta? Mașina aia nu făcea două drumuri? Ce motorină? Că dacă cota dă 50, e 20 la consum și 30 la buzunarele șefilor, cu ce motorină să faci două drumuri? Petre Goanță este fost brigadier, fost sindicalist și fost membru PNL. S-a pensionat anul trecut și e dispus să dea din casă. Vreau să știu dacă aveți aprobarea societății. Ce societate? De pentru a filma. În timpul interviului suntem opriți de agenții de pază. Se fac contracte de pază. Să păzească ce? Că tot noi ne băteam cu hoții pe aici, credeți-mă, când veneau ăștia și ne fura cărbune sau rolele de pe benzi, nu ei, exclus. Ei sunam, veneau și ținea hoții de șase. Ăștia sunt o altă formă de a-ți epui ceoșe, de a-i jupui. De-a lungul anilor, din complexul energetic Oltenia s-au furat motorină, fier vechi, motoare, cabluri, utilaje sau cărbune. În ultimii 5 ani s-au încheiat contracte de pază în valoare de peste 160 de milioane de lei. Pe teren, majoritatea paznicilor pe care i-am întâlnit sunt femei, vârstnici și, în general, angajați fără condiție fizică. Ei ar trebui să lupte cu infractorii. Câți ani aveți? 18 ani? Multe dintre aceste contracte sunt câștigate de firme apropiate de doi foști angajați ai Serviciului Român de Informații. Firma a fost fondată cu 66% de acțiuni fiul meu și 34% acțiunile fiului colegului meu, tot ofițer SRI. Victor Mecu coordonează prin intermediul fiului TMG Guard. Aceasta apare în contracte de peste 70 de milioane de lei cu complexul. Domnul Făget și cu dumneavoastră ați fost colegi, bănuiesc, nu? Sigur, da. El era șeful SRI Gorj. Șeful secției și eu eram subordonatul dumneavoastră.
Făgete deține firma PSG One cu contracte de 37 de milioane de lei. A fost acționar la o a doua firmă, iar în o a treia firmă apărea până anul trecut unul dintre angajații săi și acestea au avut contracte de 10 de milioane cu complexul. Din nou vorbim și de contracte în asociere cu alte firme și e greu de spus cum s-au împărțit banii. Anul acesta, cei doi foști angajați ai SRI au ajuns să se certe pe contracte. Totul pornește de la un lot dintr-o licitație la care au participat ambele firme. Erau cel puțin 30 de milioane de lei. Peste 30 de milioane, adică jumătate din valoarea estimată a întregului acord cadru. Inițial, complexul a atribuit contractul firmei lui Ion Făget. Familia Mecu a făcut contestație și a câștigat-o. TMG a subcontractat apoi o parte din contract altor două firme, Stonehouse Guard și Merlin Security, despre care Mecu susține că sunt controlate tot de Ion Făget. Susține că n-a avut de ales, deoarece așa i-ar fi cerut un șef din complexul energetic. Asta nu e un fel de trafic de influență ce au făcut? Poate fi un trafic de influență, dar e greu de probat. Mecu Senior susține că toată schema a fost pusă la punct într-un birou al complexului energetic. Discuția a fost în trei, domnul Făget, reprezentantul direcției comerciale și cu mine, în care și-au manifestat intenția de a avea, de a subcontracta acest lot 2 către firmele dirijate și coordonate de domnul Făget. Am fost de acord cu această subcontractare pentru că riscam să pierdem toate contractele. Ion Făget confirmă întâlnirea din biroul complexului, dar spune că era acolo pentru a discuta despre alt contract pe care l-avea deja în derulare și că în niciun moment nu s-au făcut presiuni în vederea unei eventuale subcontractări. Nu puteai să spui nu vreau, pentru că atunci ei, cum mi s-a spus mai devreme, anulau procedura. Vi s-a spus clar că dacă nu sunteți nu, de acord, nu, anulează procedura? Ei niciodată nu-ți spun clar, domne, face așa, îți sugerează. Și tu înțelegi ce ai de înțeles. Acum familia Mecu vrea să rezilieze contractele pe care a fost inițial de acord să le semneze. Firme cu zero salariați, zero contracte la activ, cu bilanț nedepus. Societatea Complexul Energetic Oltenia n-a mai fost interesată să mai întrebe toate aceste detalii. Acum și aici există o altă cercetare. Ai cercetare penală? Nu știu. Eu zic că există o altă... Mecu susține că subcontractorii nu și-ar fi încheiat garanții de bună execuție. Dacă se fură ceva din complex, dacă sunt anumite situații, complexul trebuie să fie despăgubit. Și este despăgubit prin această garanție de bună execuție. Garanție de bună execuție care în clipa de față nu există. Ion Făget ne-a transmis o factură din care reiese că Stonehouse Guard a plătit către TMG o astfel de garanție. Făget susține că atacurile lui Mecu sunt din dușmănie pentru că a pierdut un alt contract de pază cu Poșta Română, câștigat de firma sa. Victor Mecu este judecat pentru evaziune fiscală. În primă instanță a scăpat după ce și-a achitat prejudiciul. Ion Făget susține că firma familiei Mecu este anchetată și de poliție pentru că ar fi furnizat acte false în licitații, informație negată de Mecu. După pauză vedem cum dispare cărbune din complexul energetic și cum compania de stat a ajuns să vândă curent electric în pierdere unor firme private. Complexul Oltenia deține drepturi pe rezerve de cărbune suficiente pentru jumătate de secol. Din cărbune produce curent electric pe care îl vinde mai departe. De multe ori în pierdere. În ultimii 2 ani, compania de stat ar fi putut să câștige sume uriașe dacă producea mai mult. Însă n-a fost în stare să scoată cărbunele din pământ și a funcționat la jumătate din capacitate. Vă explicăm de ce. Dar întâi ne oprim în Rovinari să vedem cum compania își intoxică proprii angajați cu cenușă de cărbune. Mergem mai departe. Cărbunele scos din cariere este dus în termocentrale, unde este ars pentru a produce energie electrică, pe care apoi complexul o vinde pe piață. În urmă rămân cantități uriașe de cenușă și alte reziduri. Acestea sunt depozitate în gropi de zgură și cenușă. Iată ce se întâmplă când vântul bate puțin mai tare. Asta respiră în acest moment mii, poate zeci de mii de oameni din Rovinari, din satele și din comunele din împrejurimi. Este cenușă de la groapa de cenușă a Rovinariului, care este ridicată în sus în aer de fiecare dată când vântul bate un pic mai tare. Vedeți norul pe o distanță de kilometri, poate chiar zeci de kilometri. Încolo este Rovinariul, nu se mai vede din cauza cenușii. În scurt timp, norul ajunge deasupra orașului, intră printre case și blocuri și ajunge în plămânii oamenilor. Soluții sunt pentru a ține praful la sol.
cea mai simplă metodă este ca cenușa să fie udată peste tot, pentru ca atunci să nu mai poată fi luată în sus de vânt. Iar acest lucru aici nu se întâmplă. Pe suprafața depozitului, în perioade cu vânt puternic, este necesară o prezența unei pelicule de apă. Nu mai pot. Ei au instalații pentru a aduce apa acolo? Cu siguranță, cu siguranță. E o chestiune complicată, costisitoare? Nu, nu. Poate au fost condiții meteo deosebite care instalațiile respective n-au făcut față. Așa am crezut și noi, tocmai de aceea am urcat pe gropile de zgură să vedem dacă e uscat pe jos sau e ud. Și era uscat. Înțeles. Probabil că n-au funcționat, dar atunci sunt măsurile pe care trebuie să le luăm noi în vederea asigurării condițiilor de mediu. Relația localnicilor cu complexul și firmele private care gravitează în jurul său pendulează între dragoste și ură. Complexul le asigură un loc de muncă într-o regiune cu puține opțiuni. Tot complexul le poluează însă aerul, le distruge satele și le afectează sănătatea. Am cerut statistici, nu ni s-au pus la dispoziție și atunci am început noi să numărăm câți salariați mor în timpul activității din această companie. Manu Tomescu conduce sindicatul Energia Rovinari. Mor în medie între 45 și 50 de colegi de-ai noștri. Pur și simplu infarcturi, AVC-uri, eu știu, cancer. La noi, în complexul energetic Oltenia, speranța de viață este mai mică cu cel puțin 10 ani decât e media la nivel național. Am fost lăsat să filmăm doar în cariera Roșia, însoțiți de ingineri din conducere. Când te apropii de excavatoarele cu rotativă, particulele de cărbune îți intră în ochi și în plămâni și este din ce în ce mai greu să respiri. Angajații nu au ochelari sau măști de protecție. Din nou se găsește o explicație. Nu, dar măști ca să... Da. A dat la magazin, da, da. Păi uitați, omul ăla de acolo n-are. Are cască. Nu le mai poartă, poate. Venia nu are mai. Într-o țară tixită de pensionari speciali, parlamentarii le-au votat de-abia anul acesta minerilor dreptul să se pensioneze la o vârstă care să le permită să mai și prindă pensia cât de cât sănătoși. Nu este săptămână în care să nu ne moară câte un coleg, să auzim oră, a ieșit la pensie și a mai prins pensie 2-3 luni și a murit. Oamenii nu se plâng de teamă să nu fie dați afară. Într-un oraș sărac, precum Mătăsari, aflat între două cariere, mineritul este singura opțiune, iar în complex până și angajările pentru munca de jos sunt controlate politic. S-a ajuns ca și oamenii care muncesc la lopată, oamenii care iau cărbunele cu lopata și îl pun pe bandă, să fie angajați tot pe criterii politice. Irina Stoian este jurnalist de investigații în Gorj. A anchetat cum s-au făcut peste 600 de angajări anul trecut. Primarul decidea cine de la el din comună poate să se angajeze la una din carierele din zonă, pentru că fiecare a dat o listă cu cei 20 permiși pentru zona lui și lista respectivă a mers mai departe la conducere. Erau punctate inclusiv posturile pentru care optau respectivele persoane girate de primari. Primarii au un cuvânt de spus că la deputat, la senator, pentru că îi sprijină în alegeri și se duc prin sat. Au pilele lor, angajează și mie pe la. N-ai frontul. Dacă ai avea frontul, n-ai cu ce să-l atace, scatoarele sunt praf și pulbere. Nu ai piese, nu ai materiale, nu ai nimic. Nimic. Pentru ce faci angajări de personal în plus? Care-i scopul? Voturi. Oameni ținuți la 6 luni în lesă. Vârful companiei e politizat din toate timpurile. De-a lungul anilor, Ionel Manțog, fost vicepreședinte PDL Gorj și fost șef în companie, a făcut închisoare pentru corupție. Fostul ministru PSD, Dan Șova, a fost condamnat și el cu suspendare tot pentru fapte de corupție legate de contracte cu complexul și este trimis în judecată alături de fostul premier Victor Ponta în alt dosar care a anchetat legăturile comerciale ale celor doi cu compania de stat. În același dosar este acuzat de trafic de influență alt fost șef al companiei și fost membru PSD. De Laurențiu Ciurel. Unitatea asta nu-și mai poate reveni, iar căpușele și lipitorile care s-au acioat aici nu mai poate să moară decât odată cu decesul CEO. Nu, e infestat în asemenea hal de la mașinistul de la întoarcere până la vârf. Marcel Romanescu este primarul din Târgu Jiu și a fost de acord să povestească cum se împărțeau funcțiile în 2005 când tocmai ajunsese deputat din partea Partidului Democrat.
În prima săptămână după ce am depus jurământul și mi-am preluat mandatul, am fost chemat ca să mi se pună pe o tăbliță toate funcțiile din Complexul Energetic Oltenia. La vremea respectivă eram membru al unui partid aflat la guvernare, în partea Partidului Democrat. Și așteptarea era să ce? Să pun niște nume acolo sau să susțin anumite personaje din conducerea Complexului Energetic Oltenia. Dar cât de, până unde ajungea politizarea asta? Din punctul meu de vedere, până la nivel de carieră. Romanescu este în prezent la PNL și recunoaște că și acum lucrurile merg cam la fel. PNL-ul și PSD-ul, când au intrat împreună la guvernare, s-au bătut cine pune pe cine la ce? V-am spus, de 30 de ani se întâmplă lucrurile acestea. Cum vă întrebam? Dacă... V-am spus, de 30 de ani se întâmplă. De ce era o miză așa de importantă pentru politicieni CEO și de ce este? Complexul Energetic Oltenia, care are un buget de sute de milioane de euro pe care îl derulează în fiecare an, bugetul Complexului Energetic Oltenia este poate mai mare decât bugetul multor ministere din guvernul României. Primele negocieri care se purtau de la o preluare la predarea unei guvernări se purtau pe acest Complex Energetic Oltenia. Cine își pune directorul general? Cine își pune directorul de investiții? Cine își pune directorul pe producție? Cine își asigură serviciile de pază în Complexul Energetic Oltenia? Cine asigură utilajele pentru Complexul Energetic Oltenia? Conducerile astea nu respectă licitații, legi, adică... Eu cred că se găsesc întotdeauna. Legea este extrem de interpretabilă și se găsesc soluții la un moment dat în așa fel încât să câștige cine trebuie. Din 2020, Consiliul de Supraveghere este condus de Alexandru Marcoci. Are 38 de ani, este coleg în filiala PNL Mehedinți cu Virgil Popescu, iar înainte era agent de vânzări de medicamente. În Consiliu mai sunt și alți membri apropiați de socialdemocrați sau liberali. Adică e o coincidență că toate aceste persoane care ajung în conducere sunt membri de partid? Nu mă întrebați pe mine despre ce membri... Sunteți ministru energiei. ...membri ai unor partide, pentru că nu este rolul meu să știu cine este membru sau nu este membru într-un partid politic, într-un anumit județ din... Nu știați. Din această țară. De exemplu, pe domnul Marcoș, cum de l-a spus de la PNL Mehedin să conducă o companie de miliarde de euro? Eu cred că domnul secretar de stat Marcoș poate să fie un consiliu de supraveghere. E o numire politică, dânsul? Nu, nu este o numire politică. Dar ce fel de numire este? Este o numire. De-a lungul istoriei, CEO ăsta a fost mult pe toate palierele. Începând de la angajări și avansări, promovări, fără criteriul competenței, aproape exclusiv pe liste de partid, până la programe de revizii și reparații. Senatorul Dan Vâlceanu, fost ministru, a fost anchetat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizată și firma Trefo, la care a lucrat și care este deținută de părinții acestuia. În acte e mămica, octogenara, știi, e femeie de afaceri potentă, ce să mai... Mama mea sunt eu, varianta Gorja lui Marian Oprișan, știți? Din 2008 până în prezent, Trefo apare singură sau asociată cu alte firme în peste 140 de contracte cu o valoare de peste 200 de milioane de lei. E greu de spus cum s-au împărțit banii. Evident că nu mă pot duce la părinții mei să le spun, uite, eu am ales să fac politică, acum nu mai aveți nici voie, nici voi voie să faceți ceea ce faceți din 1997. Senatorul spune că afacerile familiei au avut de suferit pentru că el face politică. Erau sunate companiile cu care mergeam în asociere la tot felul de licitații acolo și încercau să îi intimideze să nu facă o asociere cu compania la care eu eram acționar sau părinții mei, pentru că li se spunea că vor avea de pierdut dacă fac chestia asta. În 2021, parchetul general a clasat dosarul împotriva lui Dan Vâlceanu, însă firma familiei apare în continuare în dosar, care a ajuns între timp la parchetul Gorj. Petre Goanță spune că în 2019 firma familiei Vâlceanu a livrat complexului Canoi piese vechi revopsite. Le-a dus de la fier vechi, vopsite, mă sunau băieții de acolo, vedeau că am curaj să... ruginite, spate, nu vezi, băgăm ulei, nu știu. Cele 10 grupuri motore de rost și se constate că corespund caietului de sac. Și ele trebuiau să fie noi. Exact. Și ele erau luate la fier vechi, vopsite. Cum am primit și eu o cuvă, nici ruburile nu erau curățate de rugină. Credeți-mă că poți găsi tot felul de oameni care să spună tot felul de lucruri. Dar dacă ați intra puțin în detaliu și ați vedea cum se derulează un astfel de contract, o să vă dați cu ușurință seama că nu se poate pune problema de așa ceva, pentru că orice contract pe care l-ai cu Complexul Energetic Oltenia, fie și pe o piuliță, presupune o comisie de recepție formată din, la un moment dat, zeci de oameni. La sosire,
Ăștia la Roșia au fost bețistețe, au făcut o comisie de recepție, unde a spus clar, luate de la fier vechi, nu putem așa ceva. Petre Goanță susține că Sorinel Boza, fostul președinte al directoratului, ar fi refuzat să facă plățile pentru piesele vechi. L-am contactat să-i cerem un interviu despre toate acestea, dar și despre un raport al Corpului de Control din 2018, din care reiesc prejudicii de zeci de milioane de euro în timpul mandatului său. Nu ne-a răspuns. Nu pot să fac plată. Păi și eu ce fac tot timpul? Un milion de euro? Să fii sănătos. N-a mai durat două zăpămâni și l-au zburat. Caietul de sarcini nu este suficient de clar încât să reiasă dacă piesele trebuiau sau nu să fie noi. Firma familiei Vâlceanu era asociată în contractul respectiv, ca și în multe altele, cu una din firmele familiei Sarcină. Dacă îmi permite să vă raportez. A fost doar presă locală. Eu mă judec și nu pot să vorbesc de această familie atâta timp cât suntem într-un proces. Au fost livrate piese vechi revopsite. Dacă îmi permiteți, nu cunosc cazul acesta. Două dintre firmele apropiate de Sarcină au fost amendate anul trecut de Consiliul Concurenței pentru că formau un cartel cu alte firme din zonă pentru livrarea pieselor către complex la prețuri mai mari. Au trucat licitația? Puteți să vedeți că au trucat licitație, dar au eliminat concurența din cadrul licitației. Din practică internațională, că un cartel crește prețurile cu vreo 20%. Sarcină susține că a contestat amenziile în instanță și ar fi câștigat informații negate de Consiliul Concurenței. Oamenii au fost puși pe stors bani acolo, li s-a permis să stoarcă bani pentru că sunt situații mult mai grave. Își fură ei motorina și o cumpără tot ei la preț mai mic, ca să înțelegem despre ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia. Gabriel Georgi este membru PSD. Anul trecut a fost în Consiliul de Supraveghere și timp de 10 ani a condus Minprest Servo, companie a complexului energetic. Susține că s-a ajuns atât de departe încât complexul își elimina propria firmă de la licitații ca să facă loc altora. Revizia aerilor condiționate. Minprestul are o divizie în acest sens, face revizii la alți beneficiari, dar niciodată n-a făcut la complexul energetic Oltenia. Și mi-au spus oamenii de acolo care au făcut revizia că reviziile aerele respective care figurau făcute n-au fost făcute de ani de zile. Tot el ne-a povestit cum au fost găsite motoare furate din cariere în curțile firmelor care aveau contracte cu complexul pentru furnizat motoare. Luau cu macarau, îl puneau în mașină, după aceea plecau fără să întrebe nimeni. Au prins hoții, au găsit motorul la o firmă din Craiova care, culmea, avea contracte de prestări încheiate cu complexul energetic Oltenia. Dar în momentul când au găsit motorul respectiv, au mai găsit încă două motoare. Când era în instanță și era într-o fază destul de avansată, ce să vezi, complexul energetic Oltenia și-a retras plângerile. Anul trecut, experții Curții de Conturi au descoperit o schemă prin care o firmă cumpăra piese de la alte trei firme și le vindea complexului la prețuri cu 30% mai mari. Unul din asociații a fost pe lista celor trimiși în judecată pentru furtul motoarelor. Chiar și cu toate aceste probleme, complexul a rezistat, iar în ultimii ani, când prețurile la energie au explodat, putea să facă bani frumoși. Doar că centralele au funcționat la jumătate din capacitate, deoarece complexul n-a fost în stare să scoată suficient cărbune din pământ și n-au avut din ce să producă mai multă energie. Capacitatea carierelor care există în momentul de față asigură la maxim cărbunele care poate să fie exploatat. Multe din centralele din capacitatea de 2500 de megawatts, cam mai mult de jumătate, este cam nefolosit. Cărbune există și încă mult. Există rezervă pentru, să zicem, un consum cunoscut acum câțiva ani de zile pentru următorii 50 de ani. Ani de zile n-au fost făcute la timp exproprierile, iar utilajele au rămas fără front de lucru. De prin 2017, carierele au început să livreze în centrale cărbune de o calitate din ce în ce mai slabă, care odată ajuns în cuptoare, strica echipamentele. Și atunci îți dă cu steril cu tot. Adică amestecă pământ cu cărbune? Exact. Noi primeam cărbune aici și de multe ori ne anunțam, bă, vine cu steril, lasă-mă. În 2014, cărbunele aveau o putere calorifică de aproape 1800, acum a scăzut la 1500. Anul trecut au mers la maxim, s-au asigurat 16 milioane de tone, cea mai mare producție de cărbune. Refuz să cred că cărbunele, lignitul care îl scoatem din carieră, este de proastă calitate. Este un lignit de 1500 de putere calorică, atâta este lignitul. În cariera Roșia, unde am filmat, toată lumea ne-a asigurat că amestecarea cărbunelui cu pământ e un mit. La câteva zile după ce am plecat, o sursă din carieră ne-a transmis acest filmuleț din care se vede cum în depozitul de cărbune ajunge steril, care apoi e acoperit de cărbune. Să dea bine acolo la scripte, raportează tone de cărbune, care după aia când livrează către termen, nu iasă la cântar. Ca
ca să ardă cărbunele slab, complexul îl amestecă cu gaze. În 2017, gazele erau livrate de Tinmar, una din cele mai mari companii de pe piața energetică deținută de Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români. Pe la jumătatea anului, Tinmar anunță complexul că reziliază unilateral contractul ca urmare a scumpirii gazelor, susține ministerul. Câteva zile mai târziu, complexul încheie un alt contract, tot cu Tinmar. De la prețuri de 80-100 de lei se ajunge la prețuri de până la 163 de lei. A fost încheiat un contract cu o anumită companie, contractul a fost reziliat și încheiat cu aceeași companie la un preț mai mare. Asta a fost una dintre ele, că nu a fost. A fost mai multe lucruri. Și înțeleg că Rongazul, o companie de stat, deținută de Ministerul Energiei, a venit cu o ofertă chiar mult mai bună, care a fost refuzată. Da. Deci de aceea s-au luat acele măsuri. Al doilea contract a fost încheiat de complex prin negociere directă. Inspectorii Ministerului Energiei au calculat un prejudiciu între 4 și 15 milioane de lei din această afacere. Tot ei spun că au găsit documente din care reiese că persoane din conducerea complexului aveau un interes ca să cumpere gaze la prețuri supraevaluate de la Tinmar. Ministerul a sesizat DNA, DNA a anchetat și a clasat. Potrivit Tinmar, clauzele din contract erau de așa natură încât să le permită rezilierea unilaterală și contractul a fost legal denunțat. Compania susține că nu a denunțat contractul din cauza prețurilor, ci pentru că complexul consuma mai mult decât contractase. Tinmar spune că toate tranzacțiile au fost făcute cu respectarea condițiilor legale și că nu a existat nici înainte și nici după semnarea contractelor vreo înțelegere în afara condițiilor din lege. Radu Miruță este deputat USR de Gorj. România produce energie la CEO la jumătate din valoarea pe care o plătește pentru import. Și singura zonă din România unde se poate produce mai multă energie este aici. Că plouă sau nu plouă, nu putem noi influența. Că bate sau nu bate vântul, nu putem noi influența. Tot ce putem noi influența este să apăsăm pe niște butoane la grupuri care acum stau. Aici mai intră în joc un aspect. Din 2017 încoace, complexul a fost îngenunchiat de costurile cu certificatele de carbon. O taxă de poluare stabilită la nivel european pentru companiile care produc curent din cărbune, considerat extrem de poluant. Compania a cheltuit 9,6 miliarde de lei pe certificate în ultimii 5 ani. De fiecare dată și le cumpăra pe ultima sută de metri. În ultimii 3 ani de zile, cu excepția acestui an, CEO a cumpărat certificatele în ultima sau în penultima lună în care mai avea voie să funcționeze. Iar pe bursă e destul de ușor de imaginat că a crescut prețul când tu știai că cel mai mare cumpărător din România încă nu și-a achiziționat și va fi obligat să achiziționeze. Și aici, Corpul de Control a găsit în 2018 un prejudiciu de 10 de milioane de euro. A urmat o sesizare la parchet și o clasare. Începând cu 2015, la Rovinari s-au investit sume uriașe pentru modernizarea grupului 5. Trebuia să fie gata de mult, încă se lucrează. Tehnologia modernă ar fi redus semnificativ în toată această perioadă nevoia de certificate și automat și costurile. Deci complexul devenea mai profitabil. Sperăm ca în luna noiembrie să facem probele, iar în luna decembrie să intre în producție. Din cauza certificatelor, complexul a vândut de multe ori energie sub prețul de producție. Lucrurile s-au schimbat însă începând cu 2021, când prețul energiei a crescut peste tot în lume și CEO putea în sfârșit să facă bani indiferent cât o costau certificatele. Doar că n-a avut cărbune. Se spune că CEO produce scump pe rapoartele oficiale. S-a importat energia anul trecut cu 1510 lei megawatt-oră. CEO are un cost de producție undeva la 700-750 de lei cu certificatul de carbon inclus. Nu au putut să gestioneze întreaga această interacțiune încât să aducă cărbunele de peste deal care vine pe benzi. Deci în România aici cărbunele vine pe benzi, în Germania vine cu vaporul din Noua Zeelandă. Stilistic, se lega cu lanțuri ca să închidem cariera roșie. Să nu uităm că domnul deputat împreună cu cei de la Organizația de Mediu au protestat că trebuie să închidem cea mai mare carieră roșie. Deci trebuie să fii ușor ipocrit, să susții că trebuie să funcționeze CEO la capacitate maximă în condițiile în care tu vrei să închizi cariera de la roșie. Iar cum la omul sărac nici boi nu trag, CEO și-a vândut în avans în 2020 și 2021 la prețurile pieței de pe atunci, adică mici, cam tot ce putea să producă pentru 2022 sau 2023, când prețurile au explodat după ce Rusia a invadat Ucraina. O bună parte din contracte au fost încheiate cu preț fix. Au avut de câștigat companii precum Tinmar, Electrica, E.ON sau Enel și multe altele care aveau asigurat curent ieftin pe care puteau apoi să-l vândă mai departe scump. Totul perfect legal. De această dată, contractele n-au mai avut clauze de reziliere unilaterală. S-au încheiat prin licitație la prețul pieței.
faptul că ulterior piața, din cauza războiului, din cauza, să zicem, disponibilității cantităților suficientă de gaz, piața a crescut foarte mult. Din acele contracte, odată intrate sau câștigate la licitație de diferiți beneficiari, ele puteau fi reziliate doar în condițiile în care se plăteau penalitățile prevăzute în contract. Care erau mai mari decât dacă... decât pierderea pe care ar fi avut OCEO din diferența de preț? De ce anul trecut nu s-a luat nicio măsură? Sau dacă ar fi trebuit să iau o măsură, trebuia să fie analiza directoratului de la vremea respectivă. Din vară, complexul începe închiderea carierelor și a centralelor pe cărbune. În locul lor, colosul de stat va găzdui în parteneriat cu Tinmar, OMV și Alro, parcuri fotovoltaice și centrale pe gaze care ar trebui aprovizionate din Marea Neagră. Privații vor beneficia de sute de milioane de euro fonduri europene puse la dispoziție de Comisie României pentru renunțarea la cărbune. Fonduri europene pe hârtie sunt și pentru măsuri sociale, pentru că multe locuri de muncă vor dispărea. Vorbim de peste 500 de milioane de euro în gorj. Deocamdată, pe teren, n-a ajuns niciun euro. Mulțumim pentru toate mesajele. Edițiile noastre sunt pe site-ul știrileprotv.ro, la secțiunea România te iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!